Ea, sigur, este fericită în aceste momente acolo în spatele culiselor emisiunii noastre, pentru că abia așteaptă să vină și să o cunoaștem mai bine. Este o mămică și urmează să o descoperim în doar câteva clipe. Se numește Lucia Bejenar. Pe lângă familia minunată pe care o are, e și solista orchestrei Plai Moldovenesc a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Iar astăzi vine la noi și cu o pieză frumoasă din repertoriul Anastasiei Lazariuc, dedicat pentru toți Andreii. Noi o salutăm pe Lucia și vrem să o cunoaștem. Bine ai venit! Bine te-am găsit, draga mea! Bună ziua tuturor! Ce ochi frumoși ai! Te neci în ei! Mersi, cât de des primești complimente legate de ochii tăi? Permanent, n-o să fiu modestă. Ce ține de ochi permanent? Hai, monzestra Dumnezeu, măcar cu ceva. De la cine i-ai moștenit? Tot neamul meu, să spun așa, sunt cochi albaștri, așa că am luat și de acolo și de acolo. Aha, dar eu mă gândeam că de la un tată sau bunel pe care îl cheamă Andrei. A, nu, iată, la capitolul ăsta n-am niciun, doar finul meu, care este soțul surorii mele. Este Andrei. Pot să spun că i-am dedicat lui această piesă. Așa, dar soțul tău ce zice despre asta? E ok, e ok. Draga noastră, ești solistă într-unul dintre cele mai oficiale, așa, orchestre din țară. Cum ai ajuns să fii solistă la orchestra? Încetişor, pas cum? Pas cu pas. Deci am împlinit de acum 7 ani de când sunt solistă orchestrei Plai Moldovenesc, cum ai menționat, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Sunt mândră că sunt acolo, suntem un colectiv extraordinar, cred că ai mai văzut soliști de acolo. Da. Chiar suntem o familie mare și frumoasă și facem lucruri bune. Așa, dar porci? Epoleți am. Sunt cu steluțe, cum se spune, dar nu ne obligă slava Domnului, nu suntem obligați să mergem la formă. Aha, dar o folosești, o porți din când în când? Asta... Nu avem forme. Aha, doar steluțe. Doar pe hârtiuță. Doar foaie. Nu poți plimbi așa prin oraș să te faci fotul față de oameni. Astăzi ai venit să ne cânti o melodie din repertoriul unei dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Da, o iubești și tu pe Anastasia. Bineînțeles, de acum de altfel. Deci eu de multe ori am spus în multe interviuri că sunt în general pasionată de tot ce ține muzica anilor 70, că lumea mă întreabă, dar când te-ai născut? Nu contează, când? După. Că eu am ascultat-o după. Deci 70, 80, 90, ce ținea de Pietre al de Teodorovici și în special repertoriul doamnei Anastasie Lazariuc. Și întotdeauna mulți îmi spuneau că seamăn timbral cu dumnea ei și mi-am dorit să recânt o piesă, dar multe șlagări, cele mai renumite șlagări de ale dumneei au fost recântate și mi-am dorit să găsesc ceva ce nu... Da, păi tocmai de asta ce și nu zic s-a și cântat. Eu. Nu cunoști. Tu ești după 90 născută, cred că... Nu, sunt 86, dar până atunci nu cred că m-a ascultat. Deci piesa este mai mare ca tine. Măi, bravo ei! Așa, da, dar pe timpuri a fost și ea un șlagăr, căci generația mai târziu o cunoaște foarte bine. Și uite, eu am vrut să redau o nouă viață ca și tineretul nostru să o îndrăgească. Să o cânte. Totuși i-ai dat și o altă haină orchestrală. Da, mulțumită lui Sandu Gorgos. Am colaborat împreună la această piesă și cred că e și ceva frumos. Ce zice familia? Ce zice soțul? Soțul în ce domeniu lucrează? Nu este din domeniul muzicii, deci mă susține, cât de altfel femeile interprete fără o susținere a familiei, chiar și jurnalistele nu reușesc. Așa ești de acord. Da. Dacă nu ai o susținere, trebuie să lași copilul celor cineva. Cineva cât mama merge scânte sau merge pe la emisiune. E adevărat. Asta foarte mult contează. Susținerea, încurajarea, asta este. Așa. Și familia ta, câți membri numără? Familia mea numără 4 membri. Am 2 feciori. Unul i-a dat bacalaureatul. A susținut, corect. Da. Wow! Este mare. Și eu nu sunt tânăr. Dar arăți tare bine. Ești mamă de absolvent? Da, mulțumesc. Și cel micuț, 13 ani și jumătate. Cel micuț? Da. Minunat. Cel micuț deja și el este aproape adolescent. Da, sunt băieți mari, mai înalți ca mine de acum.
e vesel. Da, e vesel, dar e, va fi și mai vesel atunci când... Sunt soare. Când, da. Hai da. Să nu ne gândim la momentul hai, ăla. Hai, la bă, pozitiv, pozitiv. Hai, asta tot e pozitiv. Ești minunată, ești așa cu simțul umorului și asta este foarte, foarte important. Mulțumesc. Ești pregătită să le câți celor de acasă. Da, cu mare drag.